Vă mulțumim pentru apreciere prin întrebări. Foarte bune întrebările. Eu aveam lista mea pentru întrebări, dar voi ceda parțial. Aș vrea să, pentru că mai multe întrebări se leagă de ce fel de traducere a Bibliei au folosit cultele neoprotestante înainte de varianta Dumitru Cornilescu, care a fost traducerea favorită sau prezentă mereu în predicile neoprotestanților. Au folosit în primul rând Biblia de la Iași, aceea de la 1874, și după revizuirea ei au folosit Biblia 1905 sau Biblia 1911. Cea din 1911 este o combinație, cum spuneam, între Vechiul Testament din Biblia de la Iași și Noul Testament Nițulescu. Dar Iași a apărut în 1911. Nu, Iași a apărut în 74. În 74, da. Pentru că avea termenul Jehova în Vechiul Testament, au fost presiuni din partea celor care citeau și mai ales ierarhia ortodoxă a făcut presiuni ca să, pentru că unii ierarhi o foloseau totuși, o găseau utilă, dar au spus ar trebui schimbat pentru că omul românul de rând nu înțelege Jehova, crede că e altă zeitate, o fi ceva straniu, și atunci au făcut presiuni în așa fel încât în versiunile următoare revizuite s-a renunțat la Jehova și e folosit Domnul pentru, în loc de Jehova. Da. Dacă toți suntem aici, de ce s-a ales termenul Dumnezeu pentru a descrie pe divinitatea, nu? Atât la evrei cât și la creștini? Existau pe lângă Jehova și alte variante înainte de consacrarea termenului Dumnezeu? Nu, Dumnezeu ar fi primul termen. Exista deja în limbă, în limba veche, chiar înainte de 1500. Noi nu avem texte mai vechi de 1500 și atunci, sau, mă rog, nu știu în care ar fi chiar primul acum. Deci Dumnezeu exista în limbă cuvântul și atunci el a fost folosit pentru că așa ne referim la divinitate, cu termenul Dumnezeu. Deci pe acesta îl folosim. Da. Numai că la 1874 s-a introdus Jehova din anumite rațiuni britanice, da. Cred că aveau... Citisem undeva că termenul Dumnezeu vine de la Domnul Zeilor. De aceea s-a ales această numire, pentru că se descrie faptul că este unul singur care e peste toți. Nu, cred că eu aș spune că în virtutea faptului că de sute de ani exista în uz acest termen, fără ca românul să-și pună problema dacă e Domnul Zeilor sau altfel, a fost folosit pentru că era termenul curent. Da. Tot despre această perioadă, o întrebare este despre diferențele între traducerea Bibliei de la Iași și Cornilescu. Există mari diferențe? Care ar fi acestea? Da, Biblia de la Iași a fost publicată într-o perioadă în care toți cărturarii români voiau să accentueze latinitatea limbii române. Aveam noi ca români un complex că nu suntem suficient de latini și atunci în loc să spună neam, care vine din slavonă, spuneau generațiune. În loc să spună ispravnic sau nu știu ce, spuneau comisar de angarale sau nu știu, adică tot felul de... E excesiv de neologizant traducerea de la Iași și era într-o perioadă în care toată lumea voia să scrie cu literă străbune, cu literă latină, să demonstreze, mai ales în Transilvania, unde fiind presiunea maghiară, românii voiau să-și afirme inclusiv prin nume, Augustus Treboniu Laurian, este Augustus, suntem de la August, prin nume foarte latinizante, ca să își afirme într-un fel vechimea mai mare în raport cu comunitatea maghiară. Deci e o acțiune polemică într-un fel. Era o întrebare legată de slavonă, limba când slavonă, a pătruns slavona. Când a pătruns slavona și când s-a făcut trecerea de la limba, de la caracterele chirilice la cele latine, latinești,
Și ce a însemnat aceasta? Ce modificări a adus versiunile de Biblie? Caracterele latine au fost introduse odată cu Cuza, în perioada lui Cuza, după Unirea, după 1859, a existat o lege care a decretat înlocuirea alfabetului și de atunci scriem cu caractere latinești la modul oficial. Slavona are o istorie lungă de câteva sute de ani de folosință în biserică, cred că 1300-1400, nu mai știu pentru că nu avem date și atestări foarte clare, dar în timpul lui Ștefan cel Mare, de pildă, sau ai acestor domnitori, era folosită ca limbă de cult și cred că până la Dosoftei, pe la 1700, a continuat să fie folosită slavona. Mm-hmm. Ok. Mai erau câteva întrebări. O chestiune, o întrebare legată de copyright-ul, disputa pentru copyright-ul Bibliei Cornilescu în 2000... Dreptul de autor. Da, despre dreptul de autor. Există actualmente un litigiu la Tribunalul București cu privire la dreptul de autor pentru Biblia Cornilescu. Există o organizație care se cheamă Societatea Evanghelică Română, care a lansat în 2012 o scrisoare prin care susține că ar avea dreptul de a publica în exclusivitate dreptul pentru traducerea Cornilescu, rămas de la un frate de-a lui Dumitru Cornilescu, și pe baza acestei declarații a chemat în instanță Societatea Biblică Britanică și Societatea Biblică Interconfesională, care este reprezentantul în România al Societății Biblice Britanice. Și procesul trenează, fiindcă ar trebui să aibă loc un proces de succesiune, adică familia Cornilescu să își regleze succesiunea. Însă lucrul ăsta este foarte dificil, vor dura ani de zile și nu știm cât va dura. Între timp însă Biblia Cornilescu este publicată de SBIR, Societatea Biblică Interconfesională, este publicată în România și de alte entități în înțelegere cu SBIR-ul și cu Societatea Biblică Britanică. Mai multe întrebări, foarte multe de altfel, sunt legate de noua traducere a Bibliei, care are un impact neașteptat de bun, mai ales în rândul tinerilor. Întrebările variază. Ce credeți despre această nouă traducere? Cât de fidelă este textul original? Dacă știți cine sunt autorii din spatele sau grupul care a tradus varianta aceasta, dacă va mai veni o altă versiune îmbunătățită, unde o plasați față de varianta Dumitru Cornilescu? Este o traducere mult mai dinamică și mult mai modernă ca lexic. Eu personal o găsesc prea neologizatoare, că folosește mult prea multe neologisme și cred că ar fi fost mai bună o conectare la stilul biblic anterior. A fost realizată de un grup de studenți de la Universitatea Baptistă Emanuel, coordonați de niște profesori. Lista completă se găsește în teza mea de doctorat și nu i-am în minte pe toți acum. Aș spune că dacă ea se adresează unui anumit public țintă, adică tinerilor, și face cuvântul lui Dumnezeu mai ușor de înțeles, ea este binevenită. Însă cred că în rândul publicului matur sau de o anumită vârstă care este obișnuit cu versiunea Cornilescu, această traducere nu va pătrunde foarte ușor și cred că și faptul că n-a fost pregătită în înțelegere cu conducerea bisericilor evanghelice face ca impactul ei să fie limitat asupra. Acesta a fost motivul și pentru care varianta Cornilescu n-a pătruns în spațiu ortodox, pentru că a fost sponsorizată, susținută de laici. La Oasta Biserica Domnului a pătruns, la mișcarea Oasta Domnului, aș spune da, că... Da, a fost o mișcare în cadrul Bisericii Ortodoxe, care a fost contestată mai târziu. Însă Biserica Ortodoxă, ce s-a întâmplat din 21-24, când a fost varianta actuală, Bibliile Cornilescu, ele au fost citite în spațiu ortodox, au fost recomandate. De ce și când această versiune
n-a mai apărut în spațiu ortodox. Ea a fost folosită și distribuită de mulți oameni care erau ortodoxi și care priveau cu simpatie mișcarea lui Cornilescu și a lui Teodor Popescu. Există mărturii chiar în volumul de scrisori despre oameni care foloseau Biblia Cornilescu la școli. Există comenzi de sute de exemplare pentru elevi cărora li se recomandă această versiune, fiindcă primează în cazul ei ușurința, fluența, cursivitatea, deci ea și-a depășit granițele confesionale, însă pe măsură ce polemica de la Cuibul cu Barză, acea mișcare evanghelică apărută în sânul Bisericii Ortodoxe, pe măsură ce polemica s-a întețit, evident că și părțile implicate s-au poziționat mult mai radical una față de cealaltă și oameni care erau cumva într-o zonă de mijloc au trebuit să opteze. Mergem cu Teodor Popescu și înființăm o altă biserică și devenim creștini după Evanghelie tudoriși sau rămânem în Biserica Ortodoxă și ne despărțim de versiunea Cornilescu. Dar eu am găsit exemplare, știu despre exemplare, care au aparținut inclusiv unor clerici ierarhi care își făceau însemnări pe margine, ceea ce arată că ea a fost citită inclusiv de ierarhi. Dar probabil nu folosită oficial. Adică... Da, însă se știe așa până acum se știa că momentul convertirii lui Cornilescu la o altă credință, el a fost creștin după Evanghelie, aceasta a fost credința îmbrățișată de el, deci a trecut de la ortodoxie la neoprotestantism printr-o experiență personală de convertire. Și s-a speculat până acum că acel moment al convertirii a însemnat distanțarea de Biserica Ortodoxă, de tradiția Bisericii și că acest fapt, de fapt, a dus la marginalizarea versiunii Cornilescu în mediul ortodox. Este adevărat sau au fost mai mult motive tehnice, motive de traducere sau de asociere, știu eu, cu societatea biblică? Care crezi că au fost motivele? Da, în primul rând, convingerile teologice ale lui Cornilescu și ale prietenului său de la Biserica Sfântul Ștefan au fost considerate contrare concepțiilor ortodoxe și cei doi au fost invitați să-și explice convingerile în presă și o întrebare care li s-a pus a fost ce e cu evangelizările neoprotestante de la Biserica Cuibul cu Barză, ce e cu teoria despre un mântuitor personal. Teodor Popescu a tăiat la un moment dat din slujbă acea parte în care se face referire la mijlocirea sfinților și prin asta i s-a spus, s-a situat în afara spațiului ortodox, adică nu mai crezi ca ortodox și atunci nu mai poți sluji ca preot. Prin asta te-ai plasat în afara granițelor dogmatice. Deci da, a fost un motiv cel pe care l-ați menționat și anumite formulări folosite de Cornilescu au fost considerate potrivnice credinței ortodoxe, adică folosirea termenului prezbiteri în loc de preoți. Sau... Cât de mult conta această schimbare de termen de la prezbiter la preot? Conta pentru că ea n-ar fi contat dacă ar fi fost doar aceasta, dar ea venea pe un fond mai larg, pe fondul acestei noi mișcări de evangelizare, care li s-a părut protestantă criticilor și în acest ansamblu de elemente toate deveneau capăt de acuzare. Adică dacă ar fi fost doar un singur element, ar fi trecut neobservat, ca multe altele. Mai era și folosirea concepției despre îndreptățire, adică justificarea considerată o doctrină protestantă. Și i s-a reproșat de asemenea acest lucru, adică și alte elemente și asta a făcut atunci când cei doi și-au explicat convingerile în presă să alimenteze acuzațiile și mai mult. Mai mulți întreabă de ce fel de resurse a folosit Cornilescu în traducere. Ce a avut în față atunci când a tradus Noul Testament în special sau alte versiuni și de ce, de pildă, în versiunea lui nu apar cărțile apocrife,
care apar în Bibliile ortodoxe, chiar catolice. Cornilescu a luat ca standard de referință pentru Vechiul Testament versiuni pe care le-am numit protestante, în sensul că au un canon protestant și de aceea nu mai apar apocrifele. Iar pentru Noul Testament n-a folosit o ediție anume pe care să o putem identifica, ci a folosit o sumă de traduceri care l-au ajutat să limpezească textul grecesc și versiunea lui este un mixt, adică nu în anumite privințe merge după o traducere care îi se pare mai bună, în altele după altă versiune, deci nu cred că vom putea identifica un anumit text grecesc și nici el nu declară sursa. Deci e greu de spus. Știm că a folosit un lexicon foarte bun, este lexiconul lui Joseph Tyer, și anumite comentarii, versiunile lui Darby erau considerate importante, versiunea lui Darby în engleză, cea în franceză și cea în germană și da, un instrumentar destul de bogat cu versiunile considerate cele mai bune la vremea respectivă, la început de secolul 20. Și ce se întâmplă cu aceste cărți ascunse, apocrifele? De ce a apărut, întrebarea mai generală, mai mulți se întreabă același lucru, cum de Biserica Ortodoxă permite ca în cadrul aceleași scripturi să aibă aceste cărți în plus față de cele 66, deși aceste cărți apocrife nu sunt considerate la același nivel de inspirație ca și cărțile canonice. A fost vreo dezbatere pe acest lucru, pe această chestiune în spațiul evanghelic neoprotestant? Cornilescu pomenește despre așa ceva sau nu? Nu, impresia mea este că Dumitru Cornilescu moștenește, pur și simplu ia o situație de fapt, anume că în Bibliile publicate în spațiu protestant nu există aceste cărți, el ia acest fapt ca un aspect firesc și în versiunea lui, de asemenea, nu se regăsesc. De ce ele se regăsesc în Bibliile publicate de catolici, cele publicate de ortodoxi? Asta e o discuție complexă care ține de canon, de istoria canonului, care se întinde pe sute de ani și pentru că unele cărți, cum ar fi de exemplu cărțile Macabeilor, care vorbesc despre rezistența la persecuția efectuată de Antioh Epifanes. Deci pentru că aceste cărți au circulat în spațiu iudaic multă vreme, ele au ajuns să fie considerate cumva importante și o vreme au fost citite inclusiv de creștini, pentru că și creștinismul a apărut într-o matrice iudaică și a moștenit oarecum un set de cărți care nu erau considerate la fel de importante, dar care totuși erau citite. Și astfel au trecut ca moștenire de-a lungul a 1000 de ani sau mai bine în canonul Bisericii Răsăritene sau al celei apusene. Martin Luther a spus nu cartea Macabei care vorbește despre rugăciunea către sfinți sau care ar putea sugera, ar putea fi folosită ca argument pentru mijlocirea sfinților, nu poate fi considerată canonică. Și acum vin întrebările mai grele. Până acum au fost doar curiozități, detalii. O întrebare care se regăsește în câteva bilețele este legată de teologia versiunii Dumitru Cornilescu. Această traducere a lui Dumitru Cornilescu a modificat substanțial anumite doctrine care sunt prezente în alte traduceri ortodoxe sau greco-catolice, cum ai menționat. Sau nu? În afară de aceste exemple cu prezbiter, preot și chiar îndreptățire, deși varianta Bisericii Ortodoxe, cea sinodală, păstrează cuvântul dreptate, ceea ce este corect în Roman 3. În afară de acestea, au planat anumite suspiciuni, duce cumva această traducere Cornilescu înspre un tip de teologie, un fel de teologie, de exemplu, înspre arminianism, ca și cum
Iacob Arminius a fost un reformat olandez la începutul secolului 17, care s-a opus gândirii lui Calvin doar în chestiuni de soteriologie, de mântuire, și care accentua mai mult rolul voinței umane în mântuire. Omul trebuie să răspundă, omul ia decizia. Calvin credea că întâi Dumnezeu lucrează în inima omului ca acesta să poată să ia o decizie. Amândoi credeau într-o decizie, dar ordinea în care se influențează decizia finală este diferită. Poate fi acuzat, să zicem, Cornilescu de această tendință de a modifica, de a duce traducerea Bibliei într-o anumită zonă teologică simpatizată de el? Nu știm despre Cornilescu să fi fost un simpatizant deschis, asumat al teologiei lui Arminius, și dacă se întâmplă ca el să poată fi bănuit, cred că este contrar intereselor lui. Eu personal nu găsesc dovezi că traducerea lui ar fi mai arminiană și cred că o persoană poate să fie calvinistă, profund convinsă de sistemul de gândire calvinist, folosind Biblia Cornilescu, pentru că o persoană respectivă ar face anumite ajustări. După cum cineva poate să fie foarte convins pe același text că, de fapt, Arminius are dreptate. Mai poate că în anumite traduceri sau concepte, cum ar fi, de pildă, folosirea termenului icoană. Sunt câteva versete unde în psalmi rușinați sunt cei care se bizuiesc pe icoane sau icoana fiarei. Aici există, din partea ortodoxilor, suspiciunea că acest verset este menit să reprezinte o critică voalată la adresa cultului icoanelor. Și aici depinde iarăși cum vrem să ne poziționăm. Dacă eu înțeleg termenul icoană ca reprezentând de fapt un chip, atunci nu s-ar impune cu necesitate concluzia că el este critic, dar foarte mulți oameni preferă varianta scurtă, adică au văzut icoana acolo și într-un context negativ consideră că asta este implicit un atac la adresa icoanelor. Deci în acest sens poate fi acuzat sau poate fi disculpat în funcție de cât de generoși vrem să fim față de el. Ar trebui să-l întrebăm pe el dacă am avea posibilitatea, ce ți-ai propus cu acest termen. Ai vrut să introduci o critică subtilă sau ai folosit pur și simplu... Oricum nu știm că el ar fi fost influențat sau i s-a cerut să ducă traducerea spre o anumită teologie specifică. Nu, din potrivă, versiunea, Societatea Biblică Britanică i-a cerut să renunțe la note tocmai pentru a se evita suspiciunea că există doctrine în notă. Au vrut să scoată și titlurile și a rămas, dacă ați citit bine Biblia Cornilescu, de la Galateni titlul începe să dispară, pentru că ei tipăriseră deja o parte în care erau titlurile. A venit decizia, scoateți titlurile, și de la partea neculeasă pentru tipar, ele dispar. Deci din mers. Deci asta e explicația. Da, asta este explicația. A fost o lipsă de inspirație. Nu, ce s-a tipărit cu intertitlul, a rămas bun tipărit, nu se mai putea arunca hârtia și toate. Deci s-au făcut mici compromisuri, abateri de la regula societății biblice, și pentru că situația în realitate cerea asta. Următoarea întrebare e legată tot de credibilitatea acestei traduceri. Nici o traducere nu este perfectă. O recunosc asta toți experții. De aceea avem parte de traduceri revizuite și iar revizuite, la cam la 20, 30, 40 de ani se revizuiesc traducerile. Mai multe întrebări au fost legate de necesitatea unei revizuiri serioase a traducerii Cornilescu. Dar faptul că se aruncă cumva, dacă s-ar aproba sau s-ar cere imperios o retraducere, asta ar însemna că s-au găsit prea multe deficiențe, denaturări ale textului original și că trebuie o altă traducere. Pot să susții această părere că e absolut imperios? Are Cornilescu anumite pasaje traduse complet greșit, care influențează gândirea, scopul Bibliei.
Există pasaje unde traducerea poate fi făcută în mai multe feluri și în anumite situații putem revizui pentru a introduce cealaltă traducere posibilă. Deci nu tot ce îi se reproșează lui Cornelescu este just. În al doilea rând, Cornelescu folosește anumite formulări care nu se regăsesc doar la el ca și când el le-ar fi inventat. Să spunem că traducerea este problematică, dar ea este problematică și ar putea fi reproșată nu lui Cornelescu, ci unui anumit dicționar de care s-a folosit, unui anumit comentariu, altor versiuni. Deci există diferite tipuri de probleme care, sau chestiuni care ar putea fi reproșate, dar nu toate au de-a face cu, să zic, ceea ce el a propus cu de la sine putere. Deci aici trebuie să facem o distinție ca să nu-l judecăm prea aspru când în aceeași perioadă și alții ar fi avut, să zic, aceeași soluție. Aș spune că după 90 de ani de cercetări, de descoperiri, după descoperirea textelor de la Qumran, care ne mai lămurește câteva probleme, ar fi imperios necesar, asta o spun ca filolog. Dacă cineva însă vine și spune, Biblia Cornelescu nu e potrivită pentru viața de credință sau că ar conține, știu, aspecte care sunt controversate sau că ar duce în erezie pe cineva, aș spune nu, Biblia Cornelescu este suficient de bună și este fiabilă pentru a prezenta unui om ceea ce el are nevoie să știe ca să aibă o relație cu Dumnezeu. Îi descoperă, revelația nu este afectată de aceste mici chipul, cum spuneau traducătorii Bibliei King James, spuneau o traducere, chiar dacă are imperfecțiuni, e ca cineva care s-ar putea să aibă o cicatrice, s-ar putea să aibă o așa, dar chipul lui îl vezi, este recunoști persoana în ciuda acestor, chiar dacă ar avea, știu, o fața ciupită de vărsat sau alte, așa, este totuși chipul persoanei respective care îți comunică ceva și asta este suficient. Precizarea e foarte importantă pentru a rămâne atașați de această traducere. Totuși, și din discuțiile pe care le-am avut zilele acestea, ai venit cu o propunere interesantă. Dacă ar fi să se revizuiască traducerea clasică Cornelescu sau să se retraducă Biblia pentru mileniul 3, ai sugera mai degrabă ambele variante, în sensul că o traducere ar trebui să păstreze căldura primului traducător Cornelescu, ceva ce se adună în istorie, așa, și e mai mult pentru laici, pentru suflet, o Biblie care să-ți încălzească mai mult inima, și ai propus ca să existe încă o versiune nouă, traducere nouă cu instrumentarul științific, modern, mai academică, care ar încălzi mai mult mintea. Cam astea ar fi propunerile, din câte am înțeles, așa vezi lucrurile, și care e justificarea? Da, actualmente, de fapt, lucrez ca parte a unui colectiv de traducători pentru realizarea unei versiuni a Bibliei ebraice. Un colectiv format din catolici, ortodoxi, protestanți, neoprotestanți, baptiști, sunt penticostali, și scopul nostru este să ne adresăm acelui segment de public care nu este în contact cu spațiul evanghelic și care ar citi o Biblie sau ar fi atras să citească o Biblie dacă i s-ar prezenta, să spun, publicată de o editură cum ar fi Polirom sau Humanitas. Și unii dintre cei prezenți aici cunosc probabil proiectul Septuaginta de la Polirom în 8 volume, care a beneficiat de lansări în contexte laice sau non-bisericești și care a ajuns la un public care nu ar veni poate în mod obișnuit la o biserică evanghelică. Către aceștia am vrea să ne adresăm, și proiectul de fapt la care lucrez este sub egida Colegiului Noua Europa, acolo unde a apărut și Septuaginta de la Polirom. Și ar fi un segment de public anume, sigur că nimeni n-ar putea împiedica pe un evanghelic să folosească această Biblie pentru studiu. Deocamdată suntem la Pentateuch, va mai dura până apare și voi posta informații pe blogul personal în momentul în care ne apropiem de conturăm o viziune comună și cartea se apropie de tipar.
îndrăznesc o întrebare care acum mi-a venit, dar nu știu cum va fi preluată. Crezi că în viitor, datorită avansării tehnologiei, în special a computerelor care pot să ne înlocuiască aproape în orice, crezi că va exista posibilitatea vreodată a unei traduceri făcute de computer? Nu cred. Limbajul uman e prea, există note de ironie, de ambiguitate, de așa care nu pot fi, pe care un computer nu le poate sesiza. Nu mai am întrebat doar. Asta cred eu, nu știu, poate că s-ar putea fi... ca unii iubitori de tehnoutopici, iubitori de tehnologie, să nu fie prea de acord și să se încreadă mai mult în computerele care ne vor înlocui foarte mult. Încercați Google Translate. Vă veți convinge de ce nu merge. Mai am o singură întrebare legată de ceea ce ai menționat chiar în prelegere. Majoritatea traducerilor Bibliei în limba română au fost susținute de laici, nu de cler, nu de Biserica Ortodoxă, nu întotdeauna, dar au fost în majoritatea cazurilor. Întrebarea mea este de ce Biserica Ortodoxă, până la apariția bisericilor greco-catolică neoprotestantă, nu a încurajat traducerea Bibliei sau răspândirea ei, așa cum astăzi pare să se fi schimbat și se observă acest lucru. Bibliile sunt la vânzare. Oricine poate să-și cumpere, să-și pună Biblia în format electronic și nu se mai oprește. S-a schimbat mentalitatea, e adevărat. Da. Dar cum explici aceasta această tranziție? Are de-a face cu ce? Cu convingerile bisericii? Are de-a face cu o teamă față de cuvânt, de interpretarea greșită a cuvântului, să nu dai Biblia pe mâna enoriașilor, că ar putea să o interpreteze greșit? Da, sunt două aspecte aș vedea aici. Unul, faptul că există o teamă ca nu cumva Vechiul Testament, în care sunt multe episoade în care oamenii sunt prezentați într-o culori negative, fac tot felul de lucruri urâte care sunt contraexemple. A fost o teamă ca nu cumva, citind Biblia, credinciosul să se smintească. Și în al doilea rând a fost această convingere că pentru viața spirituală te formezi în biserică la slujbă. Deci asta e o diferență între protestantism și ortodoxie. Protestantismul are un specific profetic, adică te transformi prin faptul că asculți cuvântul care lucrează și te preschimbă. Pentru că o religie profetică se bazează pe proclamarea cuvântului care este creditat cu puterea, evident, cu acțiunea Duhului Sfânt asupra inimii, dar prin medierea cuvântului. În ortodoxie transformarea este liturgică, particip la liturghie și asta se consideră că te transformă. Deci pentru un ortodox Biblia vine ca parte a liturghiei, sunt pericopele care sunt prestabilite, au un istoric complex și asta face ca interesul pentru Biblie ca întreg să nu fie foarte mare. Din aceste două motive. Deci teama că cititorul neantrenat pentru scriptură ar putea să ia de acolo ce n-ar trebui și doi, faptul că se așteaptă ca viața spirituală să fie axată pe liturghie. Dar această abordare s-a schimbat. În ultimul timp, forțată de context, faptul că există acces la informație și nu mai poți opri enoria și să citească Biblia? Și presiunile pe care le-a făcut bisericile evanghelice, pentru că Gala Galaction, despre care a existat o întrebare, cred, spunea în articole, chiar în prefața Bibliei sale, spune neoprotestantul român este mereu cu Biblia în sân, iar noi, ortodoxi, nu reușim să îl combatem cu suficientă energie, pentru că noi nu avem Biblia tradusă din ebraică. Și hai să traducem Biblia din ebraică pentru a putea răspunde mai eficient, cum vede el, invazia
Corziei, când ne cucerez, e un discurs foarte alarmist și de aceea el a fost implicat, a realizat o traducere, a început de prin 1924 Noul Testament și a continuat apoi cu Vechiul Testament și în 1938 a publicat Biblia tradusă Vechiul Testament după textul ebraic, împreună cu Vasile Radu, colegul lui. Era regele Carol al II-lea atunci pe tron și a fost de fapt mecena, protector. Două mini întrebări de final adunate. Prima, recomanzi o traducere pentru români? Care ar fi aceea la ora actuală? Nu vorbim despre ce ar putea fi. Acum, ce ai recomanda? Ca și un exeget și ca un predicator, ca un cititor? Ca Biblie de studiu există o ediție realizată de catolici publicată în 2013. Este o ediție masivă, groasă, de câteva kilograme, care are foarte multe note explicative și cred că pe post de Biblie cu explicații savante ar putea fi folosită. Evident, ea conține probabil anumite explicații ale dogmei catolice, deci cititorii probabil că vor găsi justificări pentru anumite acolo, în acele note. Ar putea fi un exemplu de Biblie de folosit și pentru cei care doresc să înțeleagă textul pe limba modernă, contemporană, ar fi NTR-ul. Însă eu personal nu citesc din pricina stilisticii. Este prea, prea neologică, dar îi recunosc valoarea în ceea ce privește capacitatea de a face textul accesibil în categorii moderne. Numai că pentru mine categoriile alea sunt prea moderne. Adică la un moment dat Moise și Aron convoacă poporul. Eu mi se pare că e un pic prea modern. Adică îmi imaginez cu convocatorul în așa, sau regele Egiptului, numit monarhul Egiptului. Eu n-aș spune, regele Egiptului. De ce să îi spun altfel? Și sunt multe alte situații de felul acesta. Este în lucru o revizuire a noi traduceri. Se lucrează la o revizuire actualmente a versiunii NTR. Nu știu cum va arăta și mă întreb dacă vor tempera din aceste formulări neologice și sau dacă dimpotrivă vor duce mai departe în dar de pildă păcatul lui Iuda este scris cu o daltă pe așa. În Cornel spune priboi. Mie priboi îmi place, nu când e vorba de risca. Ce e priboiul? Te va întreba un tânăr. Eu aș întreba, chiar dacă nu știi cum arată un priboi, nu este evident din context ce înseamnă, adică. Da, dar varianta sau traducerea Cornilescu ai păstra-o ca și da, în continuare. Da, iar pentru uzul bisericii, să zicem așa, liturgic, dacă vrem să folosim un termen care poate e suspect pentru unii, pentru predicarea în biserică, versiunea Cornilescu este în continuare cea pe care aș recomanda-o. Și ultima din mini-seria de întrebări. M-am întrebat cât de mult te identifici ca traducător cu spiritul lui Dumitru Cornilescu, cu el ca traducătorul. Tu, un traducător, în mileniu 3, el la începutul secolului 20, ai găsit corespondențe în afară de faptul că era din Moldova? Era din Oltenia, dar a tradus în Moldova. Ah, da, ca să... În Botoșani, aproape de Botoșani. De unde ești și tu? Deci în afară de această afinitate așa prin deviație. Cât de mult zic tu ca traducător te identifici cu el? Ce ai câștigat? Și din cercetările tale, pentru că în această carte ai pus multe scrisori de al lui Cornilescu, l-ai simțit altfel decât noi care vom citi, dar studiile pe care le-ai făcut, și poate ne spui și ceva despre traseul acestei cărți, cum, unde te-ai dus ca să strângi toate aceste materiale și ce a însemnat pentru tine.
Îl admir în primul rând pentru smerenia lui, pentru perseverența lui, pentru pasiunea lui. În privința asta este un exemplu și pentru că și-a dedicat ani buni din viață, a făcut un sacrificiu enorm pe care eu nu știu dacă l-aș putea face. Adică nu, în privința asta îl consider un titan și consider că stau de fapt pe umerii unui uriaș. Sigur, îmi dau seama că el însuși a considerat că versiunea lui este perfectibilă și aici văd smerenia lui și cred că dacă am proceda la o revizuire conform comentariilor moderne, descoperirilor moderne, cred că am fi în spiritul lui. Pentru că el a spus actualmente versiunea mea este cea mai bună și avea dreptate la vremea respectivă și a spus dacă cineva este dispus să-mi arate cum pot să o îmbunătățesc, eu sunt de acord. Și această disponibilitate de a fi învățat, de a nu se certa pentru versiunea lui, de a nu fi dogmatic și rigid, mă motivează și pe mine. Am pornit în realizarea acestei cărți de la faptul că nu puteam lua urma unei versiuni. Toată lumea spunea Biblia Cornelescu revizuită a apărut în 1923 și eram disperat că nu găseam acea versiune și la un moment dat mi-am adus aminte că a spus Iosif Zon într-o conferință că există la Londra niște scrisori pe care el le-a văzut și își exprima el speranța că poate un cercetător mai tânăr se va duce să le traducă, să le copie, să le publice. Și eu am așteptat câțiva ani să apară un traducător tânăr pentru că eram foarte interesat să le citesc și dacă traducătorul n-a apărut, în final am reușit să merg în 2009, timp de o săptămână, la Cambridge, unde este Arhiva Societății Biblice. Am aruncat o privire în goană asupra acestor sute de scrisori, câtorva sute, și a fost o revelație. Mi s-a părut că intru într-o lume nouă, pentru că s-a deschis această fereastră către lumea lui Cornelescu, epoca interbelică, conflictele, polemicile, oamenii politici, literați, etc. Și în 2012 am reușit să mă întorc pentru 4 luni, timp în care am scanat și tradus aceste documente. Am revenit pentru alte câteva săptămâni, anul trecut, și am reușit să scriu, să completez introducerea, notele. Deci e un efort care s-a întins pe mai mulți ani și care cred că trebuia făcut, mai ales ca să marcăm 90 de ani de la apariția Bibliei Cornelescu în ediție revizuită. Există mult mai multe scrisori, există scrisori despre perioada 1850-50-60 care așteaptă și ele să fie publicate și îmi exprim și eu speranța că un tânăr cercetător, auzind acest așa, se va duce să le traducă, să le editeze. S-ar 1850? Da, de la 1800. Cred că primele sunt de la 1830, primele scrisori, de la Benjamin Barker, care mergea prin Moldova cu diligența și avea tot felul de peripeții în țările române. Da, există multe, multe mărturii și care arată ce efervescență era la vremea respectivă, cât efort. Benjamin Barker a fost vreo 40 de ani în slujba societății și e unul dintre cei mai curajoși agenți, pentru că a circulat în tot Orientul. Mi-e greu să-mi imaginez cum putea să reziste omul acela într-un București care avea străzi înfundate, mizerie, câini peste tot, adică o... Și astăzi nu... Da. Ne-ai adus la realitate cu această descriere. Noi îți mulțumim, Emanuel Conțac, pentru această prelegere, pentru acest dialog. Ne-ai iluminat în multe privințe și ne-ai îmbogățit în și mai multe lucruri. Ceea ce a exprimat aici Emanuel sunt opiniile lui. Cei care considerați că sunt binevenite pentru sufletul și mintea voastră, primiți-le. Luați tot ce a fost bun în această seară și ne revedem la următoarea întâlnire a serilor Dialogos, când îl vom avea în mijlocul nostru pe istoricul Dorin Dobrincu cu biserica în perioada comunistă. Poate o precizare, da? De final la unele întrebări, poate că aș putea răspunde pe blogul personal, scurt și la obiect, în decursul perioadei, da, următoare. Blogul tău are adresa?
Vai șamar. Este specific românesc. Vai șamar, dar se scrie Vai Samar, da? Pe wordpress.com. Da. Puteți să... La unii n-am reușit să răspundem. Cei care doriți anumite întrebări de interpretare de text sau altceva, puteți să-i adresați întrebările. Noi vrem să vă aplaudăm și să vă mulțumim.